au zis plouă și e vigilie. Ideea e că acum 5 secunde era să-mi pice un bec de ăsta în cap, fără nici... A bătut vântul și a picat, sunt noi puse. Cum pula mea să le pui să pice în cap la oameni? Puteam să mor. O să văd exact despre ce e vorba. Pentru că nu cred eu că putea să fie mai prost gândită o chestie dacă murea un fucking copil că îi pică un bec în cap din ce se plimbă pe afară. Cât de stupid să fie situația. Că m-am dus mai încoace, apoi am realizat că am camera la mine. Nu știu dacă vedeți pe aici că e întuneric. Și vedeți becurile alea? Ăla e unul dintre ele, ok? Ăla e un bec. Nu ăla care licurește, ăsta de aici. Și acum, dar n-am telefonul la mine. Sper că vedeți. O să fac niște poze cu telefonul, cu blitzul, să vedeți mai bine despre ce e vorba. Ăsta mi-a picat în cap. Ăsta s-a spart sau s-a rupt chestia de sticlă de pe el. Și plouă afară și nu pot să țin camera foarte mult, dar ideea e că ăsta e spart. Nu știu să văd unde e spart. Aici e spart, nu? În fine, am făcut poze mai bune cu blitzul. Cum? Cum să spice în cap un bec să mori aproape? Au sărit cioburi și m-a zgâriat. Cioburi! Dacă mi-a intrat în ochi. Și sunt puse acum câteva zile. Maxim acum câteva zile. Trebuie să scrie pe undeva, dar sunt puse acum câteva zile noi nouțe. Doamne ferește! Sper... Aveți grijă să nu mergeți pe faleză. Aveți grijă să nu mergeți pe faleză în cazul în care e furtună sau ceva, că pică. Nu știu dacă a fost ăla bine pus sau nu și celelalte țin, dar a fost cea mai stupidă chestie care se putea întâmpla. Veneam acasă dacă am picat în cap. Doamne ferește! Bravo, Nărâmi cu Vâlcea! Așa se face. Omorăm oamenii unul în fiecare zi. Râd eu, râd, da. Dacă făceam vlogul ăsta din spital, era mai nașpa. Aveți grijă. Dacă sunteți din Râmnicu Vâlcea, nu treceți să faleză.